600 de persoane. Persoane vârstnice, persoane aflate în dificultăți materiale pentru copii din județ, pachete care s-au putut realiza, așa cum v-am mai spus, datorită efortului nostru, a angajaților, care suntem doi pe un județ, și a acestor minunați copii pe care îi avem la filială. Deci, nu e nicio problemă, prezentăm și acest caz. Deci, Crucea Roșie are ca obiect principal de activitate intervenția în caz de dezastre, în special inundații, alunecări de teren, cutremure. Deci asta este sarcina noastră principală. Ceea ce vedeți aici sunt mici demonstrații, simulări de accidente în care voluntarii Crucii Roșii acordă primul ajutor. Deci noi la dezastre intervenim în evacuarea victimelor, în acordarea primului ajutor, în asigurarea taberelor pentru sinistrați, dar pe lângă toate acestea mai avem și partea socială, la care noi ținem tare mult și este aproape de sufletul nostru. Ne place și ne simțim bine când putem să-i ajutăm pe semenii noștri. O să dai mai departe, astea sunt tot demonstrații de acordare a primului ajutor. Sunt demonstrații prin școli, prin instituții, sunt imagini din colectele pe care le facem pentru... Acolo mai aveți un loc în colț. În sala cealaltă sunt scaune pliante. Aduceți un scaun pliant. Stați că aducem. Mergeți în parte. Haideți să fac. Puteți să treceți că vă conduc. Bună ziua. Stați că mai aducem niște scaune. Noi astăzi, de ce v-am chemat aici? Am încercat... care le dăm persoanelor care au nevoie de acest ajutor. Mergem pe teren la fiecare, distribuim fiecarei persoane în parte, deci fiecarei persoane pachetul cu alimente, cu îmbrăcăminte mai puțin, și sincer am găsit foarte multe cazuri care într-adevăr aveau nevoie de noi, nu știau că noi existăm, nu știau că noi putem să-i ajutăm și... Am încercat și am reușit chiar să aducem câte o rază de soare în multe, multe familii. Sunt imagini dinaintea sărbătorilor de Paște, din județ. Noi mergem pe distribuție nu numai în municipiul Cluj-Napoca, distribuim aceste ajutoare pe raza întregului județ. Mergem pe zona montană unde sunt persoane vârstnice mai multe decât în alte părți și care... au nevoie, sincer au nevoie, rămase singure la distanțe foarte mari între casele, la o distanță de un kilometru de cealaltă, și care n-au copii, nu mai au niciun ajutor și au nevoie de un mic sprijin. Are un venit de 120 de lei, el și cu bătrânica, cu mătușica lui, trăiesc foarte greu și... Acestea sunt persoanele pe care noi chiar vrem să le ajutăm și să le aducem o bucurie. Sunt traseele noastre de pe munte, unde am mers ca să-i găsim pe cei care erau imobilizați la pat. Imagini din acțiunea de acordare Ziua Mondială a Primului Ajutor, o sărbătorim în fiecare an, pe data de 8 mai. Sunt demonstrații de prim ajutor. Aici sunt imagini de la Măgoaja, tot județul Cluj, undeva în zona Dejului, unde au fost inundații. Am găsit tot așa o familie de persoane de 80 de ani, n-aveau copii, n-au avut niciodată, la care apa le-a intrat o jumătate de metru în casă, le-a luat tot ce aveau pe lângă căsuța lor, iar acești copii minunați, împreună cu noi am mers și efectiv le-am evacuat toate mizerile și gunoaiele care le-au rămas după inundații în gospodărie, le-am scos molul din casă. Deci astea sunt acțiunile pe care credem că în situații de calamități ar trebui să le facă Crucea Roșie. În vară au fost inundații la Suceava,
Am fost și la Suceava, am reușit să facem din Cluj 3 transporturi de ajutoare, valoarea lor a fost de 1 miliard, am dus multe, chiar multe, materiale de construcții, mobilier, paturi, alimente, detergenți. Totul am putut face cu sprijinul populației din Cluj, care a fost foarte receptivă la mesajul Crucii Roșii și au sprijinit această acțiune de ajutorare a victimelor inundațiilor. În tabere, deci pe care ei le suportă filiala, aici sunt imagini de la Solferino, locul de unde a pornit înființarea Crucii Roșii în Italia. Sunt imagini de la această manifestare care se face anual cu ocazia zilei mondiale a Crucii Roșii. Sunt tot pentru sinistrați, am cumpărat alimente, le-am încărcat, le-am împachetat și ne-am dus. Pot să le dai imaginele, că sunt multe imagini, nu încercăm să vă plictisim, că sunt chiar multe. Aici sunt pregătirea. Mulți au dat frigidere, dar erau într-o stare foarte... Erau foarte murdare, motiv pentru care în față, în curte, le-am spălat, pentru că nu ne permiteam să le ducem murdare la cei oameni care erau destul de nefăstuiți de soartă. Convoiul, dar ca să putem ajuta, avem nevoie și noi de sprijinul populației, a firmelor.